Consider că nu este corect, consider că este nedrept ceea ce mi se întâmplă și o să depunem eforturi mai departe să convingem autoritățile statului, organele de urmărire penală și instanțele de judecată în ceea ce privește dreptatea noastră. Din informațiile care reușesc să le acumulez, mă rog, nu am acces la toate informațiile, îmi dau seama că va fi vorba despre o examinare a întregii mele activități de 10 ani de zile și nu doar despre acest caz. Sau pornind de la acest caz, sau cine știe cum, cel puțin la asemenea concluzie ajung. Să vedem. Vor fi depistate nereguli? Am spus doar atât și repet încă o dată. Eu, de-a lungul timpului, și cu privire la acest caz și cu privire la toate celelalte, doar m-am exercitat atribuțiile de serviciu, nimic altceva.